Bună dimineața, dragilor! Este joi astăzi și îmi încep dimineața, de fapt mi-am început-o, am pus vasele, am avut aici vase spălate de seară, aseară am gătit și am curățat, am spălat toate vasele și mi-am lăsat curățenie la bucătărie și am avut vasele aici, știți cum le pun eu pe prosopele la scurs? Le-am pus la loc și acum vreau să-mi fac o cafea, am venit la bucătărie și vreau să fac o cafea. Lui Filip i-am dat micul dejun, am mâncat și eu puțin, am mâncat amândoi pară și niște pâine cu niște salame. Am postat vlogul, acum văd că... De unde se poate? Văd că, mi-a comentat cineva, imediat o să încerc să mai răspund, am încercat să mai răspund la mesaje, la comentarii. Chiar am răspuns la multe comentarii pe Instagram. Și încerc să răspund la toate și la și pe Messenger am intrat și am mai răspuns. Și acum am să-mi fac o cafea. Mi-am cumpărat un lapte de cocos cu orez, ceva de genul, nu l-am mai încercat pe acesta. Și vreau să-mi fac o cafea. Am și o căniță nouă, este o căniță pe care am primit-o la ziua mea. Și vreau să-mi fac în ea. Am adormit aseară cu Filip când l-am culcat pentru că a dormit extrem de târziu. Am adormit cu el, m-am trezit la ora 2:30 și m-am apucat să editez vlogul. Așa că m-am culcat la ora 4:30 când am terminat de editat vlogul. Și dimineața la 8:30 m-am trezit. Nu știu, zici că nu mai pot. De când s-a dat ora, nu mai pot să dorm mai mult de 8:30. În general la 8 mă trezesc, dar 8:30 maxim. Nu pot cu o mână, revin. Așa că da, mi-am desfăcut laptele, l-am agitat puțin și acum am să pornesc aici. Pun niște muzică pentru că se aude gălăgios și e gălăgios și deranjant. Așa că, dragile mele, să aveți o zi minunată, superbă și productivă. Gata, am să-mi pun și un pic de lapte. Și mai voiam să vă spun ce nu-mi place mie la acest lapte vegetal, indiferent de care a fi, că în compoziția lui are ceva, nu știu ce să zic, are ceva gumos, așa ca și cum ar fi, nu știu, dă o cremozitate așa, e viscos, așa, nu știu cum să zic. Și când pun în cafea se simte diferența, însă vreau să fac niște schimbări și vreau să schimb și laptele, să-l folosesc pe acesta vegetal mai mult. Mai voiam să vă spun de masa noastră, m-ați întrebat de unde am cumpărat-o și să știți că pe aici nu e stricată sau ceva, așa este ea, este o masă de stejar făcută tot de Rareș, care e super rezistentă, o avem de când ne-am mutat noi aici și e foarte rezistentă, super, super rezistentă, am avut de umblat într-un dulap aici sus și m-am urcat pe ea și să știți că mă ține și pe mine, e super, super faină. Deci n-am cumpărat-o de niciunde, e făcută tot de rare și o avem de mulți ani. Da, ne apucăm de treabă, am o grămadă de făcut astăzi. Vreau să fac și baie acum de dimineață neapărat, nici nu mă arăt la față până ce nu fac baie. Vreau să fac duș, mă duc să mă ocup un pic de păr, să mi-l descălcesc, vă arăt și cu ce mi-l descălcesc, deși v-am mai arătat asta, dar vă mai arăt o dată. Aici, florile pe care le-am adus... Când le-am adus? Acum vreo o lună și jumătate. Tot v-am arătat eu când le-am adus. Mi-au murit. S-au uscat, cam așa. Le-am curățat ce era uscat la ele și uitați cum mi-au dat aici frunzulițe noi, proaspete. Nu știu dacă o să mai fie cum era ea înainte, dar eu le-am curățat și le-am pus aici la geam. Încă nu ne-a ieșit iarba aici, tot lungi și tot îi pun apă, dar încă nu. Cum? Urmează, peste 2-3 zile ar trebui să începem să vedem ceva rezultate. Iar afară e foarte, foarte frig. O să mă uit să văd și câte grade sunt, dar e foarte frig. Când ne-am trezit de dimineață era ceață, încă mai este așa puțină. Dar deja e foarte rece. Astăzi este 11 noiembrie, nu vine să cred că mai avem un pic și se termină anul. Ce vrei? Muce. Să te dau un pic pe buze? Da, muce. Dar ție nu ți-e frig la picioruțele alea micuțe? Nu, bine, muce. Da, uite și tu cum stai cu picioruțele alea mici. Mă duc la duș, dar voiam să vă arăt cu ce îmi desfăcesc eu părul. Soluția asta
de la Avon, dar nu neapărat să o luați de la Avon, că o găsiți peste tot. Eu inițial mi-am luat de la Johnson Baby sau ceva de genul. Este o soluție pentru fetițe, pentru descălcit păr, dar e foarte bună până și pentru noi. Aplic pe păr destul de multă soluție, adică na, unde e încălcit mai ales trebuie să pui destul de multă. Și las să acționeze câteva minuțele și după se descălcește foarte ușor părul. Ori altfel eu îmi rupeam foarte mult păr când mi-l descălceam, dar acum nu se mai rupe atât de mult de când am soluția aceasta și mi-o cumpăr mereu, mereu, mereu. Mie îmi place foarte mult. L-am băgat pe Filip la baie și am venit să fac ordine în dormitor. Vreau să schimb lenjeria, am spălat-o, mai era un pic udă, așa că am pus-o pe calorifer, dar foarte puțin udă, mai era umedă pe aici, pe acolo. Vreau să schimb lenjeria, o să strâng jucăriile, că Filip și le-a scos acum înainte să merg la baie. Aici are puzzle-urile și vreau să le pun pe toate la loc. Nu am vrut să ne jucăm acum de dimineață, pentru că vreau să fac ordine, am vrut să fac băiță neapărat de dimineață. Cadoul meu a ajuns așa, Andreea, în cazul în care te uiți să știi la ce e util. Și l-a însușit Filip. Vreau să schimb puțin decorul aici la noi în dormitor. Vreau să-l folosesc, dar numai că sigur o să-mi-l ia din nou, pentru că deja mi l-a luat ieri de vreo 2-3 ori de pe măsuță. Așa că schimb lenjeria, fac un pic de ordine aici, deschid aerisesc, mai bine Filip face băiță, o să fac imediat și eu. Am de împăturit două mașini de haine, le aduc să le împăturesc. Mi-am pus muzică, muzica mea preferată din ultimele zile pe care o ascult când fac treabă, dar nu numai. Are 2 ore 27 și mi-o pun pe televizor și o las așa să cânte. Este 12 fix, chiar acum am uitat la ceas. Vreau să iau o bombă de baie. Să-i pun lui Filip, i-am făcut baie și am promis că-i pun și lui o bombă de baie. Acestea sunt de la sora mea, le-am primit cadou și le găsiți în Sinsai. Și sunt 16 lei și sunt 6 bombe. Și am să-i pun și lui o bombă de baie, ca să mai stea un pic să termin și eu ce am de făcut în dormitor, să fac curățenia în dormitor. Și sunt puse aici, că le-a descoperit el și... El le folosește pe post de jucării. Colorat de tare apa ce albastră s-a făcut. Nu mă așteptam să fie așa de puternică. Recomand. Ia uitați cât de albastră s-a făcut apa lui Filip. Este super, super, super albastră și acolo e un picioruț de ștrumf. Vă țin la curent. Mai am aici galbene și roșii și o să vă spun dacă și acestea colorează apa atât de bine, dar asta albastră colorată super. Deci chiar am rămas wow când am văzut ce albastră se face apa. Am să le las tot aici. Oricum ele vin ambalate individual, dar Filip le arunca prin cameră și mi-era frică să nu mi le spargă. Și să las aici momentan coșul acesta. Acesta este de pe dulap, de dincolo, de unde avem noi, unde avem baloanele acum. Iar aici am câteva agende de ale mele și în asta am notez. În acest super mult la ea, că vine așa cu o capsă și pot să o închid, să o țin așa, foarte bine organizată. Am schimbat lenjeria, arată atât de drăguț, atât de frumoasă, doar că e un pic mai mică decât patul nostru, decât lenjeria mea. Mi-a rămas aici, se vede aici că e mai micuță puțin, dar e foarte, foarte faină și frumoasă și
Nu știu, îmi place mult de tot. Aici mi-am șters praful, mi-am schimbat puțin, mi-am adus florile acestea să le am aici în dormitor. Mi-am pus o nouă lumânare pe care o să o aprind imediat și mi-am pus aici tăvița aceasta decorativă care e superbă. Am modificat puțin aici în dormitor. Îmi place super mult cum se vede. Am scos de aici din dormitor bucătăria lui Filip și am pus-o la intrare în casă acolo. Și aici am pus coșul acesta cu plușuri, cu jucării de pluș. M-a dus să aprind lumânarea. Cam așa arată, doar că vedeți, e mai mică lingerie. Ți-ai pus remorcă, Filip, și a legat acolo o cârpă. Da. Deci cam așa arată, îmi place mult, 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 mult de tot. Chiar îmi place, mie îmi place să-mi pun lenjerii curate și îmi place să-mi cumpăr lenjerii. Îmi dau așa o senzație de confort. Aici Filip și-a scos iar jucăriile și vreau să aprind lumânarea. Haideți să aprindem și lumina. Vreau să aprindem și lumânarea. Mi-e frică puțin să aprind lumânări în preajma lui Filip, că poate îi vin ceva idei, dar să nu se întâmple ceva, să nu avem vreun accident. Până acum n-am avut, dar sper să nici nu avem. Am să dau un pic mai în spate trandafirii. Și arată cam așa. Da. Și acolo e Filip. Da, mami, ți-ai pus remorcă. Bravo! Ți-ai pus o cârpă care morcă. Mi-a trimis bunica lui Rareș niște pătrunjel, mi l-a pus aici în ghiveci. Am încercat eu ghiveciul să-l curăț cât de bine am putut, i-am spălat și farfuriuța, dar e pătat. E un ghiveci pe care probabil l-a ținut pe afară, nu știu, dar l-am pus aici la mine la bucătărie. Am zis că nu știu unde să-l pun să aibă lumină și aici pe cuptorul microunde are cea mai multă lumină, pentru că este lângă geam și l-am udat și să vedem, sper să fac pătrunjel și să nu-l pierd, pentru că mi-a trimis și anul trecut și nu știu ce s-a întâmplat, că a început să se îngălbenească și după ce s-a îngălbenit, nu știu, mi-a murit. Și nu l-am udat nici în exces, nu știu, am zis că încerc să văd, să vedem cum trebuie udat. Acum l-am udat destul de bine, l-am udat tot, cred că se vede și acolo că a curs un pic de apă. E pătat, nu am reușit să curăț mai bine aici, că am încercat să-l spăl, dar nu se duce. Dar oricum îl las aici, chiar dacă e mai murdar, dar nu contează, îl las aici la bucătărie și sper să se prindă, pentru că din câte cred eu abia mi l-a plantat. Ce mult ador când îmi intră lumina, nu s-a dus de acum, dar îmi intră așa lumina foarte mult în dormitor. Vreau să pun pe Filip la somn și n-am nicio șansă. În ultimele zile îl culc atât de greu, nu știu din ce motiv, dar doarme extrem, extrem de greu. Câteva ore mai târziu. Eu sunt foarte ciufulită. Abia mi-am făcut duș, mi-am prins părul, mi s-a uscat un pic și l-am prins așa aici sus. Filip s-a trezit, a dormit, s-a trezit. Eu spăl câteva vase, am câteva vase de spălat și așteptăm să vină. Cine vine? Dea. Vine Andreea și cu Sebastian pe la noi să ne uităm la un film, să stăm cu toții. Voiam inițial să gătesc, dar am zis că ei vin acum, nu știu cât stau, 2-3 ore. Eu în timpul ăsta gătesc cât vine și stau la noi, eu fac mâncare. Îmi fac o tonă de vase și cât stau ei la noi, eu fac mâncare în loc să stau cu ei, așa că am zis că nu mai fac mâncare, o să mergem să cumpărăm ceva de mâncare, pentru că deja vin târziu, este 7 acum și dacă era mai devreme, da, dar așa vin și așa târziu, eu 2 ore cât stau ei la noi, stau și le petrec în bucătărie făcând ceva mâncare și apoi jucăm ceva pe fugă și ei trebuie să plece, așa că am zis că nu mai gătesc. Comandăm ceva sau cumpărăm ceva, se duc băieții să cumpere ceva de mâncare, ne punem la un film, ne jucăm ceva și petrecem timpul împreună.
Mai am o mașină de haine de întins, dar n-am mai făcut nimic deosebit de când am vorbit ultima dată cu voi. Probabil o să împart acest vlog în două zile, pentru că n-am mai filmat nimic. Mami, nu mai, că o dai peste cap. Și cam asta ar fi momentan. Am vrut să ieșim puțin în seara aceasta, dar n-am mai ieșit, deja e târziu. Filip mi-a dormit târziu, s-a trezit târziu și am zis că nu mai am timp să mai și ieșim, să ne mai și întoarcem, să ne și încadrăm ca să nu stea Andreea pe noi. Așa că asta facem, am să-mi dau drumul la păr, ca să mi se usuce de tot, că e chiar aici, se vede că e ud. Și în viitorul apropiat vreau să mă și tund un pic, vreau să-mi iau din el. Eu m-am mai tuns în trecut. Cât am oare de când m-am tuns? Cred că am un an de când m-am tuns ultima dată și îmi crește foarte repede părul. Mi-ați mai zis să fac rutina părului, să știți că nu fac nimic deosebit. Din când în când, așa odată, la ceva timp îmi pun... E foarte lung, chiar e foarte lung. Îmi pun ulei de cocos și stau așa cu el sau mai fac câte o mască cu miere, cu gălbenuș de ou, dar foarte rar. Știți cum este părul meu? Cam un păr sănătos, chiar e un păr sănătos și când îl spăl și îl aranjez și se usucă, e lucios, e sănătos. Eu sunt exact ca femeile acele care mănâncă și nu se îngrașă, au o geană... Sănătos! Au o genă care le ajută și oricât ar mânca, nu se îngrașă. Ei bine, așa sunt eu cu părul, nu-i fac nimic deosebit, dar părul meu tot crește, e lung, știu că e și des, dar nu mai e foarte des cum era înainte, pentru că mi-a căzut foarte mult. Mi-a căzut foarte mult de când îl am pe Filip, momentan îl am ud, dar este oricum foarte lung. Și nu-i fac nimic. Mereu mă întrebați de păr, ce-i fac, cum îl îngrijesc, ce măști folosesc și așa mai departe. Foarte, foarte rar îi fac ceva deosebit. Folosesc un șampon de păr bărbătesc pentru că eu tot ce am încercat, nu m-am împăcat. Am încercat clear pentru femei și din păcate nu m-am înțeles, făceam mătreață. Părul meu arăta așa de parcă ar fi nespălat după ce îl spălam, rămânea așa... Nu știu cum să zic, nu era așa cum trebuie și folosesc de mulți ani un clear bărbătesc și mă descurc și mă înțeleg foarte bine cu el, dar am o tonă de păr și vreau să mă mai tun puțin, vreau să mi-l fac, eu știu, cam așa, dar nu chiar acum, poate prin luna decembrie merg să mă tun și eu puțin. Mi-aș dori să ajung la București la salonul Corinei dar și a soțului ei, dar... Nu știu dacă ajung, acolo la București, nu știu dacă ajung la el atuns, așa că cred că o să mă tund eu puțin. Aș vrea să-mi schimb culoarea, să-mi îl deschid și să ajung la un șaten spre blonduț, așa cumva. Nu vă speriați că nu mă fac blondă, dar aș vrea să-mi îl mai deschid puțin, nu știu, poate niște șuvițe mai deschise, nu știu ce mi-aș face, dar mi-aș deschide puțin. Și cam asta ar fi. Mă duc să-mi termin treaba, e curat în casă, doar trebuie să-mi termin la bucătărie vasele pe care le-am făcut în după amiaza aceasta, să întind hainele și să mă duc să mă schimb și eu că sunt în pantalon de pijama și tricou. Și cam asta voiam să vă spun, n-am mai făcut nimic deosebit. Am făcut curățenie de dimineață, am făcut baie și eu și Filip, în mare așa mi-am făcut ce aveam pe listă, stați să vedem ce mai am. Eu cu listele mele tot timpul încerc să mă țin de ele. Da, hai să vedem un pic pe listă ce mai am de făcut astăzi. Așa. Am schimbat și lenjeria. Am dat și comanda la Eva, nu mi-a mers. Două zile m-am chinuit să o dau și nu mi-a mers. Nu a mers site-ul, nu știu, nu mi-a mers. Activități cu Filip n-am reușit să fac. Din păcate n-am reușit. Și să fac niște cumpărături, să fac o listă de cumpărături zilele astea, să mergem la cumpărături. Dar da, mare mi-am cam făcut astăzi ce am avut, am vrut să fac curățenie, am avut de făcut curat în dormitor, mi-am făcut să schimb lenjeria, să bag la spălat, mi-am făcut și aici tot, mi-am făcut, este ok, este curățenie, am făcut și niște mici modificări. I-am adus bucătăria lui Filip aici pentru că mi-am eliberat colțul acela acolo, oricum vreau să modific din nou. Prin luna decembrie vreau să învârt iarăși patul, pentru că vreau să punem un brăduț, vreau să facem un mic brăduț și să îl punem acolo și vreau să modific, vreau să-mi pun covorul înapoi. Da, v-am pupat, ne auzim mai târziu să vedem ce mai facem când vine Andreea.
mai filmez un pic să vă mai arăt ce mai facem în seara aceasta. Cine vine? Dea ca Dea, dar vine Abby. A venit sora mea la mine, băieții au plecat să cumpere mâncare și noi ne-am făcut câte o ciocolată caldă. Te-am prins! Ne-am făcut câte o ciocolată caldă. Acum văd că uite ce se asortează lenjeria cu Cana. Au luat băieții mâncare, au mers la KFC și au luat de acolo și au luat pentru Filip un meniu cu cartofiori și ceva sandwich cu crispy, sosuri și pentru noi, cred că picant și nepicant, nu știu, să vedem, că au băgat la ei și picant și nepicant. Și asta și-au luat și Andreea cu Sebastian, am luat toți la fel, inițial voiam noi altceva, ei altceva, dar până la urmă am luat toți la fel. Didi? Cartofiori. Uite. Cu sos? The contents will be incinerated. And they will be switching into English for my international friends. The Siegfried. And finally, the good of them all. Și pupic, ei da pupic? Și acum dă-i și lui. Salut! Pune, Ebi, să mai vii! Mai vii! Este 11:20 noaptea. Eu fac lista pe mâine cu ce am de făcut și o mini-listă de cumpărături. Pentru că mâine dimineață merg să fac câteva cumpărături. Sâmbătă îi vom sărbători pe bunicii lui Rareș, care împlinesc 60 de ani de la nuntă. Am să și filmez, am să vă iau și pe voi cu noi. Dar mi-a trimis soacra mea mesaj în seara aceasta să-i trimit o poză cu rețeta tortului pe care îl fac eu, că i-a plăcut, ne-am trimis și lor tort și că i-a plăcut bunicii. Așa că m-am prins să-l fac eu. O să-l fac cadou din partea noastră și vreau să-mi cumpăr dimineața tot ce am nevoie. Am să-mi iau cacao, nu mai am, știți că ultima dată când am făcut, chiar am avut destul de puțină. Cacao, o vișine, pentru că l-am făcut cu vișine în interior, frișcă mascarpone. Și vreau să cumpăr și două lumânări, să le pun și două lumânări pe tort. Și mi-am mai trecut aici ce mai am eu de făcut mâine. Mi-am făcut un pahar cu apă, apă cu sirop, un pahar cu apă, un pahar de apă cu sirop. Aici un sirop cu vișine. Filip încă nu doarme pentru că abia ce au plecat Andreea și cu Sebastian de vreo 20 de minute, cam așa. Și mergem să-l pregătim și pe el de somn. Din păcate nu am de un vlog, așa că o să-l continui mâine și sper mâine să am timp să-l editez, să pot să-l pun tot mâine, vineri.
sau să-l pun sâmbătă, nu știu, o să vedem cum voi face, dar nu am de un vlog, am filmat foarte puțin astăzi. Inițial trebuia să gătesc ceva și n-am mai gătit și mă lăsasem pe baza asta că am ce filma în seara aceasta. Mi-am spălat și părul. Da, nu știu ce am mai vrut să vă mai spun. Ați văzut că ne-am cumpărat mâncare, n-am mai gătit. Trebuie doar să spăl câteva vase, nici măcar vase nu am foarte multe. Am strâns așa puțin pe aici pe acolo și destul de ordine. Mai voiam să vă mai spun ceva, dar nu mi mai amintesc ce, că mi-am uitat ideile. În principiu, ne-am uitat la un film foarte fain, ne-a plăcut super, super, super mult. O vă las pe aici pe undeva screen către el. Vi-l recomand, ne-a plăcut foarte mult. Chiar a fost foarte fain. Ne-am simțit foarte bine. Nu am reușit să ne mai jucăm ceva joc. Noi avem câteva jocuri dintre acestea, dar n-am mai reușit să ne jucăm. Pentru că filmul a durat peste 2 ore și am stat. A durat mult până ne-am apucat noi de el. Da. Dragilor, ne vedem mâine dimineață, cred că direct de la cumpărături, pentru că vreau dimineață când ne trezim să mergem repede ca să am timp să fac tot. Rareș să plece și el la treaba lui. Și cam asta ar fi. Mi-am trecut aici tot ce mai am de făcut. Mâine ar trebui să-mi vină și comanda la Avon, dacă îmi vine mâine. Am înțeles că Corina mi-a pus un pachetel, s-ar putea să-mi ajungă și el mâine. Și mai am un cadou trimis de o fată de aici, de pe YouTube, care mă urmărește aici, Bianca. Te salut, dacă te uiți la vlog, am înțeles că și ea mi-a pus un pachetel cadou la poștă și aștept să-mi ajungă în poștă bilețelul, dar nu știu când are să-mi ajungă, nu știu în cât timp vine. Și cam asta ar fi. Cam astea ar fi planurile pe mâine. Curățenie mai puțină mâine, pentru că mi-am făcut astăzi și mi-am întreținut-o. Curățenie mai puțină, vreau să fac tortuletul acesta, o să și gătesc ceva. Și cam asta ar fi. Am pe mine pijamăluța pe care am primit-o de la e-mail. Să încerc să vioară mai bine. Mă rog, nu știu cât mă vedeți, dar e foarte drăguță și e așa, elastică, foarte faină. Este, o găsiți la Waikiki. Și pantalonii vieră de vinea și pantalonii sunt cam lungi. Da, mulțumesc dragilor că ați fost cu mine până aici. Ne vedem mâine. Văd, dacă am de un vlog o să-l pun, dar nu cred. Cred că ar fi un vlog prea scurt pentru că mare lucru n-am prea făcut astăzi. Dar cel mai sigur ne vedem mâine. Vă pup, momentan noapte bună și ne vedem dimineață. Arată cam așa pantalonii. Dar nu m-am mai dus să o schimb pentru că e o pijama foarte comodă, lărguță, așa foarte faină. Chiar îmi place foarte mult, îmi place mult și materialul. E chiar e super, super, super. Cam așa. Ca să mă vedeți mai bine. Gata, m-am pupat, ne vedem mâine. Bună dimineața! Este vineri, vii și tu să saluți? Este vineri și noi ne-am trezit, ne pregătim să ieșim, mergem să facem câteva cumpărături, mi-am făcut lista seară. Și apoi Rareș se duce care e treaba lui, eu cu Filip mă întorc acasă și ne apucăm să facem tortul, să și gătim ceva, să mai facem așa una alta. Am zis să vă dau bună dimineața! Grade în dimineața aceasta, zice Rareș că e cald, mie mi se pare că nu e, dar Rareș zice că e cald, că zilele trecute au fost 0 grade și în dimineața aceasta sunt 8, dar tot e frig.
tati! Hai, mergem sus, da? Da! Am ajuns acasă. Nu vă mai filmez toate cumpărăturile, dar voiam să vă arăt că am luat sushi pentru diseară. Aveau 1+1 grade, s-am luat așa. Acesta și pe cel de dedesubt l-am primit teoretic gratis și am luat și sosuri. Am luat lumânări pentru tort, nu am găsit cât așa. Da, mă rog, le-am luat așa, o să fie așa mai mult de poze, nu extraordinare. Aș vrea să iau ceva uriu sau ceva, dar n-am găsit, chiar nu am găsit. Niște rulade de pui. Ce-i mama? Câteva afine pentru tort. Vreau să le pun pe tort, dar bun, o să decorăm bun, tortul mâine, da. Și mascarpone am găsit așa, la reducere. Vișine, da. Pentru Filip am luat un iaurt, așa nu i-am mai luat niciodată, cu Tom și Jerry. Papă. Paptu? De la Müller. După cum spuneam, 2 cutii de mascarpone. Na, le-am găsit la reducere și le-am luat așa. Un borcan cu compot de vișine și vișine fără sâmburi, tot pentru tort. Am luat și ouă, că nu mai aveam. Cacao, tot pentru tort. Frișcă am luat, care e pe undeva pe aici, nici nu știu, printr-o sacoșă, că am aici sacoșele. O lipie. Și la reducere aveau așa, popcorn, Cio, cu 50 de bani. Și am luat 2 pungi. Vreau să fac o activitate cu Filip și numai bine vin. Și carne, tot așa, la reducere, pe care o să o fac astăzi și expiră peste vreo 4 zile, cam așa, din câte mă uitat eu pe ea. Piept de pui și aripioare de pui. Și aripioare de pui am să le fac la cuptor și asta tot ce am cumpărat. În fine, n-am ieșit să fac ceva cumpărături extraordinare, dar aveam nevoie de mascarpone, aveam nevoie de ingredientele pentru tort. Tort pe care mă apuc imediat să-l fac. Momentan vreau să pun 2 ouă la fiert. Să mănânc cu Filip, să mâncăm câte un ou fiert, să vedem cum mai ce. Și să vedem de ce ne apucăm, că deja e târziu. Vreau să fac acum de dimineață cu Filip o activitate. Da, mami. Pentru care aveți nevoie doar așa, de o oiță dintre aceasta pe care noi am scos-o de pe Pinterest. Și o să punem lipici. Eu am genul acesta de lipici tip aracet. Vom pune lipici aici și vom pune popcorn, ca și cum ar fi așa blăniță. Poți să papi. Și o forfecuță mi-am adus eu pentru că vreau să decupez aici. Vreau să las doar oaia fără scrisul acesta. Nici nu vreau să decupez toată oița. Sau nu știu, o să vedem. Oare să decupez toată oița? Mă gândesc, parcă ar suna interesant și să o decupez pe toată, ca să fie doar ea. Cred că am să o decupez și apoi o să lipim. Da, așa am să fac. Am terminat de decupat oița noastră, cam așa. Și acum o să punem lipici, o să punem aici și aici. Trebuie să scoată mami sigiliu, uite, avem aici. Trebuie să-l scot eu, bine? Și o să punem popcorn. Ce zici? Îți place? Poți să fac. Fuge oița? Uita, tu uita. Uite așa și punem aici, punem și aici. Aici. Ca să se prindă popcornelul nostru. Cornelul? Da, dar tu știi că poți să te apuci să pui popcorn? Popcorn. Stai să termin de fapt, stai. Da, da. Uite acum. Mi-ai? Ce? Acolo o să punem după ce terminăm aici, că se usucă până facem. Tu, picioare? Pe picioare nu. Nu. Nu, nu. Nu. Hai să punem uite. Popcorn. Luăm popcornul și punem așa, pune și tu, peste tot. Pune unde vrei tu. Uite. Popcorn. Give me your strength and show me your weakness.
Da, sau o coperință, nu se mai vadă deloc. Se vede doar popcorn. Și muca, da. Am terminat cu oița, am dat-o deoparte. Și acum vrem să facem bostănelul. Dacă tot avem aici lipici, tot ne-am murdărit. O zădare. Da, măcar să terminăm. Ce am să fac acum? Nu o să-l mai decupez, pentru că uite, îmi pare rău că am decupat-o. Chiar dacă e frumoasă decupată, aveam nevoie de un pic de susținere să stea pe ceva și am decupat-o. O să luăm de aici o culoare care sper că este, pentru că nu o văd. Neagodă. Și tare mi-e frică că nu avem. Mi-ar fi trebuit un portocaliu, dar cred că parcă. Nu cred că avem portocaliu, dar dacă nu avem portocaliu, o să-l facem cu galben și cu roșu. Și vom face așa biluțe mici, punem lipici și punem biluțele pe bostănel ca să-l facem așa drăguț. Am ieșit să iau un pachet. Mi-a venit coletul la Ivan, adică aștept curierul să vină. Și l-am luat și pe Fili, bineînțeles. Și așteptăm să vină și na, ne bucurăm, e frumos afară, e soare astăzi. Stai aici că vine mașina. Vine înapoi la mami. Vino. Da, da. Bate vântul, ceta. Bate vântul? Motocicleta? Ceta mare, tati. Filip, da, ce mai faci tu? Bine. Bine? Am venit, am luat colețelul, vă arăt imediat și ce am cumpărat. Am făcut aici din galben și roșu un portocaliu. Să pictăm pentru că nu putem să facem așa. O să stau până mâine să-i fac lui biluțele acelea, așa că îl las să picteze. Îi pun un penson și îl las să picteze bostănelul. Bine, o să-l ajut și eu ca să semene puțin la bostănel. Acolo o să facem cu verde, da. Se repictează. Ce frumos, mami! Cu negru, mami, da. Am făcut bostănelul, l-am ajutat și eu. Negru, da. El a dat așa pe mijloc, după care am acoperit eu, că aș fi vrut să iasă ceva drăguț și să nu depășim foarte mult conturul, dar s-a mai depășit puțin. Și acum l-am lăsat, îi place super mult să picteze și să-l lasă așa acolo, să murdărească, nu contează, să curățăm noi după. Iar oița arată cam așa, e super drăguță și se face foarte ușor cu popcorn, da. Am lăsat-o puțin să se usuce, pentru că lipiciul acela trebuie să se usuce ca să se prindă, să se țină așa cât de cât popcornul acesta, dar s-a lipit destul de bine. Și acum o să o punem pe panou și pe ea, dar o mai lasă să se mai usuce că nu e complet uscată. Dar ia uitați și voi cât de drăguță este și l-am lăsat pe Filip să pună popcornul, am mai pus și eu, l-am mai ajutat și eu, dar în mare parte l-am lăsat pe el să-l lipească pentru că na, nu avea nimic ce să se întâmple dacă punea, hopa, dacă nu punea în linie sau mai știu eu cum, l-am lăsat efectiv să-l lipească cum vrea el. I did a lot of bad things and never did I give in just 'cause the thought Așa arată blatul nostru, de fapt blaturile, știți că eu fac porție dublă. Da, nu vă mai insist pe rețetă, v-am arătat de foarte multe ori rețeta noastră de tort. O găsiți la noi pe canal în multe vloguri. Am să pun primul blat la cuptor, este pregătit și cel de-al doilea, ne apucăm de, hopa, și ne apucăm de cremă, am să spăl și vasele, să fac și curățenie, că mi-am făcut și vase. Și apoi vedem ce mai facem, că trebuie să mă apuc să și gătesc. O să scot... Nu vine de ea, mami. Când o să terminăm blaturile, când o să le scot de la cuptor, o să bag aripioarele ca să mă ocup și de ele. Am terminat cu tortul aproape. Am făcut cremele, de fapt, pentru că acum și la ultimul tort, dar și acum am combinat și jumătate din crema am făcut-o cu ciocolată. Și mi-am făcut o cafea, mi-am pus frișcă și câteva bucățele de scorțișoară. Și mă apuc să spăl vasele, asta fac acum, după care să montez tortul. Am să bag și aripioarele la cuptor pentru cină și încerc să fiu cât mai practică. Am dat peste aparatul de cafea și mi-am vărsat numai apă pe aici, sunt udă pe picioare. Mi-a curs toată apa din rezervorul acela de cafea.
nu v-am mai arătat, nu am mai avut timp să mai filmez, dar așa arată aripioarele, le-am condimentat, nu le-am pus ulei deloc, 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 pentru că oricum ele sunt grase. Și le-am pus doar condimente și le-am pus așa pe hârtie de copt. Iar aici o salată verde, puțină telemia, un ardei, sare și sare și puțin ulei de măsline. Și am făcut o salată lângă acele aripioare și asta e cina noastră. True.